Consider că reacția pe care jandarmeria a avut-o este se încadrează în fișa postului a fiecărui jandarm, în partea fiecărui om care trebuie să asigure component al sistemului de ordine publică, care are un singur scop de a proteja viața omenească, de a asigura ordinea și siguranța cetățeanului. Deputatul PSD de Gorj susține, ca și alți colegi, că nici nu se pune problema unor demisii. Eu nu cred că se pune problema de demisie, pentru că atâta timp cât nu avem anumite date în care să scoatem în evidență că au fost nereguli, din punctul nostru de vedere, acțiunea jandarmeriei a fost una normală care se încadrează în activitatea instituției respective. După toate aceste declarații, deputatul vrea să afle răspunsul la niște întrebări care îl macină. Cum poți să răspunzi în momentul în care forțele care trebuie să asigure ordinea publică, trebuie să restabilească ordinea, să asigure siguranța cetățeanului, le sunt aruncate obiecte contundente, excremente, le sunt adresate înjurii și așa mai departe.